Sau chiar miile de înmormântări la care fratele Romu Mocan a predicat, a citit de fiecare dată aproape cuvântul acesta care vreau să-l citesc în aceste momente, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul lui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Familie Mocan, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Pleacă fratele Romi, dar nu pleacă singur. Nu pleacă singur. A predicat de atâtea ori și l-am auzit predicând din ceea ce spunea omul lui Dumnezeu Iov. Unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Și continua Iov și predica fratele Romi. Ea se va coborî cu mine la porța locuinței morților. Când ne vom duce, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Se duce să se odihnească pentru o vreme, dar nu fără nădejde. Bărbatul acesta a alergat cu nădejde, a slujit cu nădejde, a stat în picioare cu nădejde și a plecat cu nădejde. Și acum, când dumneavoastră trebuie să-i spuneți la revedere, aici în fața gropii, nădejdea lui, nădejdea cu care a slujit, nădejdea cu care a alergat, nădejdea care el a făcut să fie neobosit și neînfricat, se coboară cu el ca să se odihnească pentru o vreme. Dar vremea aceasta nu-i veșnică, aici nu-i locul veșnic, aici este locul vremelnic, pentru că de aici se va ridica fratele Romi, se va ridica Flaviu, se vor ridica cei care au mers înainte, se va ridica tata și părinții noștri care au mers înainte, se vor ridica pentru că va suna strâmbița lui Dumnezeu, va suna din cer, se vor ridica nesupuși putrezirii, vor fi transformați împreună cu cei care vor fi în viață. Vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta a predicat, aceasta a trăit, aceasta a crezut. Și în modul acesta a plecat bărbatul acesta dintre noi. Mă rog Dumnezeu să mă mântăie. Dacă el pleacă cu nădejde și pleacă cu el, nădejdea voastră și a dumneavoastră să rămână cu dumneavoastră. Să fiți însumețiți de aceeași nădejde. Și spunea Pavel, să nu fiți ca ceilalți. Să nu vii ca ceilalți, când ceilalți își spun haine de pe ei sau părul din cap, când ceilalți plâng fără nădejde, voi, dumneavoastră, plângeți cu nădejde și ne rugăm și vom continua să ne rugăm Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă întărească. Tata Robii se va ridica, tata Robii va învia, pentru că Hristos este viu, Dumnezeul pe care l-a predicat este viu și este viu în vecii vecilor și cuvântul lui rămâne în picioare și strigăm în această zi, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Iar pentru fratele Robii, care nu mă mai aude, care spart cu Lazar, care m-a apreciat, care m-a învățat, ca pe mulți ani. Sunt obligat să citesc versetul din Danie, ultimul capitol, și să parafrazez. Iar dumneata, frate Romu, pastorul Romu Mocan, om al lui Dumnezeu, slujitor neobosit și neînfricat. Iar dumneata, frate Romu, du-te. Mereu l-am sunat și eu și mulți alții. Și sunt atâtea agente, se spunea date peste cap și în Anglia și în alte părți, că nu mai poate să vină. Mereu am fost bucuros când am putut să spunem, vino, frate Romi. Și a răspuns. Am sunat zilele trecute de o anumită perioadă și am zis, nu m-a ajuns la mine în sală la evangelizare, nu pot. Vino la evangelizare, nu pot, mergem împreună, nu pot. Am fost obligat să spun, frate Romi, du-te. Când cu dragul chema, când cu drag spunea de fiecare dată vino, astăzi trebuie să spun, du-te, regret, mă doare, ne doare, dar aceasta este realitatea, du-te, frate Romi, până va veni sfârșitul. Dumneata te vei odihni, dar te vei scula iară, odată, în partea dumitale de moștenire, la sfârșitul zilelor. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și fie ca Dumnezeu să vă țintească ochii spre cer. Și tot mai mult, iubiți creștini, oameni al lui Dumnezeu, să așteptăm venirea Domnului și venirea zilei glorioase în care ne vom reîntâlni. Lăudați să fie Domnul! Pleacă oamenii de bine, spunea psalmistul David în Psalmul 12, și se duc credincioșii din țară. Pleacă oameni mari, pleacă slujitori, pleacă oameni devotați, să ne mângâie Dumnezeu și să ne întărească. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mâinile noastre călătoare zilele, călătoase, și de arte nouă creștanele noastre, pentru mișurile pentru fișilor noștri, și nu ne duce pe noi ispita, și ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția, și puterea și slava, în vecii veșilor. Te laud, Doamne, și-ți mulțumesc, pentru călătoria celor aproape 70 de ani în lumea noastră, a pastorului Romu Mocan. Te laud pentru ceea ce a însemnat el pentru noi. Te laud pentru familia lui. Te laud pentru sora Ana. Te laud pentru nepoți. Te laud pentru familia lărgită. Și strig în această zi, lăudat să fie numele tău. Mulțumesc că l-ai ținut în picioare. Mulțumesc că a încheiat bine călătoria. Mulțumesc că l-ai așteptat și mulțumesc că după ce l-ai purtat în lumea aceasta ținându-l de mână, l-ai primit în slavă, lăudat să fie numele tău. Te laud pentru jertfa de la Golgota, te laud pentru sângele iertării, te laud pentru Evanghelia curată predicată de bărbatul acesta, pentru principiile sfinte pe care le-a păzit și le-a păstrat și le-a predicat toată viața lui, lăudat să fie numele tău. Mulțumesc că te-ai prostădit prin viața dumnealui, prin slujirea dumnealui și la plecarea dumnealui ai continuat să te prostăvești, mărit să fie numele tău. Binecuvintează pe sora Ana, de astăzi va pleca cu această haină de văduvă. Dă-i putere, dă-i biruință, dă-i harul sfânt, ține-o în picioare și fie călăuzirea ta peste dumneavoastră ei. Binecuvintează toți copiii, Doamne, toate familiile lor, fie îndurarea ta peste familia lărgită Mocan și fie harul tău, Doamne, și cu demnitate și cu cinste să continue să te slujească pe tine și prin viața lor, din gardul Evangheliei, proclamat cu atâta putere de pastorul Romu Mocan, tatăl dumneavoastră tatelor, să fie ținut în picioare, dă-le putere și biruință. Mulțumim, Dumnezeule mare, pentru toată audiența, pentru toți care au fost influențați pozitiv de bărbatul acesta. Mulțumim că l-am avut între noi. Mulțumim că am avut harul să fim aproape de dumnealui. Și mulțumim pentru ce ai făcut prin viața acestui bărbat. Acum, Doamne, te despărțim pentru o vreme în locul acesta. Rămână mâna ta încurătoare peste noi. Rămână brațul tău puternic peste noi. Mulțumim pentru soarele care a răsărit, Doamne, și a încălzit trupurile noastre la plecarea acestui bărbat. Dar mulțumesc că soarele prianirii a strălucit în toată viața lui, în toată slujirea lui, în toată călătoria lui. Mărire numele tău! Doamne, până în ziua zilelor care nu-i departe și va suna trâmbița lui Dumnezeu, ajută-ne să rămânem în picioare, să te slujim pe tine și să facem voia ta. Iar la sfârșitul acestei slujbe, din toată inima noastră și, Doamne, cu tot sufletul nostru, încă o dată, slăvim numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Predicarea pastorului Romu Mocan se încheie aici. În numele familiei Mocan și în numele Domnului vă mulțumim tuturor pentru participare și pentru faptul că dragostea dumneavoastră s-a arătat și ați venit și până la cimitir. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnul să vă mângâie și îndurarea Domnului să rămână peste noi toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Mulțumim și apreciem. Amin.